Regăsit informație de ultimă oră, o descoperire șocantă a polițiștilor din Mureș. O femeie a fost surprinsă în timp ce transporta cadavrul unui bărbat cu un tomberon către marginea pădurii. Detalii primim de la corespondentul nostru în zonă, Măriuța Pop. Ce a reușit să afli? Bună ziua, Cătălin! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Femeia care transporta tomberonul a fost văzută în această dimineață de către un cetățean care a sunat imediat la 112. S-au deplasat la fața locului polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Din informațiile Digi24, fapta se confirmă, ar fi vorba despre un omor al unui bărbat în vârstă de 55 de ani. Din primele date, presupusa autoare este iubita bărbatului și aceasta l-ar fi lovit cu un topor aseară și totul s-ar fi întâmplat sub ochii unui copil de 8 ani. Cadavrul a fost transportat de mama autoarei spre o pădure din apropierea municipiului Târgu Mureș. Tot din informațiile Digi24, presupus autoare se află acum în custodia poliției. Cazul a fost preluat de către parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș. Mulțumesc tare mult!